Da, ca să știm de la ce plecăm, de la o uriașă neîncredere, domnule Manea. Și apropo de asta, am văzut azi o declarație a unei profesoare intervievate la meeting. De acum încolo să-mi bag mințile în cap, nu-i mai trec pe corijenți că se fac politicieni și ajung acolo. Corect. Nu. Asistăm, iată, din păcate și la astfel de declarații. În opinia mea, guvernul în momentul de față nu are banii necesari, asta ar fi un prim argument pentru a le putea majora cu 25% veniturile, salariile tuturor cadrelor didactice pentru care, iată, sindicaliștii au blocat sistemul de învățământ și, într-adevăr, nu e cea mai bună perioadă. Suntem la o distanță foarte mică de susținerea examenelor de evaluare națională pentru copiii din clasele a 8-a și... Și le mai încurcă și rotativa, și, ce să vezi. Rotativa, e o perioadă foarte proastă, de acord cu dumneavoastră. Rotativa mai devreme sau mai târziu va avea loc. Nu cred că ăsta este fondul problemei, ci practic ce facem cu copiii pe de-o parte, că îi ținem în case, pe de altă parte... Care este situația mulțumitoare, cel puțin în etapa aceasta, pentru cadrele didactice. Pe de altă parte, am văzut că reprezentantul guvernului nu a ieșit să spună că acesta este un foarte tranșant, un rezultat al negocierilor, a lăsat-o cumva așa într-o coadă de pește. Mâine probabil că ne așteptăm la altă poziție a sindicatelor, se va adopta sau nu o ordonanță de urgență. Vom vedea, avem totuși încredere că e purtător de cuvânt al Guvernului României. Eu cred că impactul bugetar, cel puțin din perspectiva revendicării de creștere a salariilor cu 25%, așa am făcut eu un calcul la o medie, la un salariu mediu pentru cadrele didactice, ar însemna cel puțin 400 de milioane de euro pentru un an de zile. Ați calculat și cât sunt pensiile speciale într-un an de zile? Poate nu este o sumă, nu pare că este o sumă mare, este o sumă calculată. 2 miliarde. Despre ce vorbim? Deci ar putea să ia din altă parte soluția. De exemplu, la pensiile speciale. Apropo, de unde ar putea să ia? Hai să vedem. Tăierea pensiilor speciale, sigur că e suspectul de serviciu. Ce ar mai fi? Hai să facem un inventar scurt. Imensul aparat guvernamental cu 1 milion de secretari de stat care au aparatele lor de lucru și cabinete. Ce s-au redus cu 5 consilieri? Haideți. N-au redus secretarii de stat, au redus niște consilieri. Ai, bune. Nu secretar de stat sau subsecretar de stat, că acestea sunt poziții asimilate pozițiilor de demnitate publică. Eu nu spun că... Avem cel mai mare număr de secretari de stat cineva... de după 1989. Exact, să avem schema asta cel atât de stufoasă. Cel mai mare număr de secretari și subsecretari de stat de după 1989. Din păcate. Asta zic și eu. Deci, ce s-a făcut, se poate și desface, mă gândesc. Că nu e săpat în stânga. Este un prim pas pe care nu putem neglija. Da. Eu cred că sunt și alte surse. Păi, hai că vă mai spun niște surse. Interdicția cumulului de pensie cu salariu la stat. Tăierea primelor acordate nejustificat zecilor de companii sau salariaților și șefimii din zecile de companii de stat, chiar și când au pierderi. Ce spuneai mai devreme, reducerea aparatului de funcționari, despre care nu știm dacă toți ne trebuie, că ne chinuim să aflăm de ani și ani de zile și nimeni nu face nimic. Dar numai la nivel guvernamental. Mai avem desființarea comitetelor și agențiilor ai căror membri au salarii de mii de euro. Vreți să vă mai dau niște exemple? Hai să ne punem mințile la contribuție aici, cu siguranță găsim o listă agenția lungă. Agenția cazanelor, în afară de faptul că nu cumpără consumabile, doar le facturează, se ocupă cu ceva? Cu câștigat 11.000 de euro pe lună salariu. Ați văzut?